Bună dimineața, vă dau și în această primă zi a săptămânii. Bine ați intrat pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom discuta subiecte importante, de la campanie electorală până la drumuri, de la mașini scumpe până la rezultatele naționalei de fotbal a României. Iar la final vom afla ce zi internațională este și cum o putem noi sărbători. Dar înainte vreau să vă mulțumesc pentru că și în weekend, deși n-am postat aici niciun video pe canal, că știți, eu de luni până vineri am treaba aici, de la 10 ne întâlnim, ați scris comentarii, ați dat share mai departe la acestor videouri pe care le-am postat. Vă mulțumesc pentru abonare și pentru încredere. Nu mai zic de susținerea de care mă bucur, că am ieșit un pic până Cluj și până împrejurimi și multă lume mi-a făcut cu mâna. Acum nu știu, m-ați confundat cu vreun candidat din campanie, dar totuși sper că pentru ce zic eu aici m-ați salutat și mi-ați zâmbit. Ați dormit bine? V-ați odihnit? Sper că da. Că doar nu suntem miniștri, cum a făcut ministrul de la transporturi Bode. Domnule, ăsta e atât de ocupat încât doarme în mașină. Știți, accidentul făcut de șoferul lui care depășea pe contrasens. Că nu știm unde să grăbea, oricum nu avem drumuri în România, nu avem autostrăzi, nu avem infrastructură, dar el să grăbea, să scape din mulțime și să ajungă la birou să mai tragă un pui de somn. Totul să fie dita mai ministru și să nu fie atent. Practic, el era în vizită de lucru. Ministrul transporturilor, când e în mașină, trebuie să se uite în stânga-dreapta. Aici ce avem? Nod rutier, aici mai trebuie un pic de asfalt, aici mai... El dormea. Așa s-a scuzat că el dormea și șoferul, treaba lui, s-a grăbit să ajungă la meci. Dar chiar așa? Și cu ce mașină? Că n-avea mașina lui Țiriac, domnul Țiriac. Și-a luat acum o mașină de vreo 2 milioane de euro. Bă, își permite, are peste un miliard de avere, 81 de ani, poate să-și ia orice jucărie. Că dai în mintea copiilor după ce treci de 80 de ani. Un Ferrari roșu, un Ferrari grozav, care ajunge la 100 de km pe oră în 2,9 secunde. Vă dați seama, pac, ai și accelerat și ai ajuns la 100 de km pe oră. Dar unde ajungi pe drum cu viteza asta? Că undeva într-o comună din Prahova, au făcut un drum, l-au asfaltat, iar drumurile derivate din drum au plecat cu asfalt așa vreo 4-5 km și s-au oprit în lanul de porumb, fără nicio legătură. S-au oprit drumurile asfaltate în lanul de porumb. Acum cârcota și zic, la ce bun? Șoferii vechi care stau mult la volan zic, bă, e bine că pe drumurile noastre, pe autostrăzile noastre, nu găsești niciun grup sanitar, nu-l găsești pe Bode, da? Păi o budă. Și atunci oprești în lanul de păpușoi, îți faci nevoile, dai 4 km cu spatele și te întorci la drumul principal. Eh? Vedeți că se poate. Comună administrată de liberal, localitate administrată de liberal, da? Liberalii care fac acum pe agricultorii. Fac și pe agricultorii în campania electorală, că în campania agricolă au dat-o în bară. Nici nu începuse campania agricolă și au zis, nu avem irigații, o să fie an slab, nu o să avem recolte. Deci, acum că e campanie electorală, ce au făcut ca să arate că relansează economia? Au luat un tractor din Germania, l-a vopsit și l-au pus în pozele de pe afișele electorale. Și zice, repornim agricultura prin noi înșine, dar nu-i rușine. Până acum era practică PSD-istă, acum este practică penelistă. Orice se poate în politica din țara noastră, agricultura, da, că vedeți că cine trebuie să facă agricultură face politică, cine face politică se apucă de agricultură, ce anomalie, Dacian Cioloș. Tot weekendul a fost până orașele patriei ca să lanseze candidații USR Plus, cu sloganul stradă cu stradă, cucerim sau construim, reconstruim România. Deci el pornește de jos, de la stradă, de la uliță, de la obișnuit din periceiul lui natal. În altă ordine de idei, colegului de Europarlament, domnul Rareș Bogdan, era ieri în șlap transparenți, în tricou și chiloți și culegea legume din grădina proprie. S-a făcut ăsta grădinar, auzi că vindem castraveți grădinarului. S-a plecat cu cheliuța lui acolo printre straturi și tăia cu forfecuța. Mă, parcă era fuego tăindu-și pielițele de la unghii. Așa tăia legumele Rareș Bogdan. O vânătă extraordinară, o roșie extraordinară, un ardei roșu extraordinar, niște pătrunjel, niște leuștean, niște și punea într-un coșuleț. Parcă se pregătea să le ducă bunicuții Orban, să le ducă domnișoarei. Dai de capul meu, Rareș Bogdan, mare agricultor. Păi să-l vedem, fermier, moșier, nu să taie el așa pentru Facebook niște amărite de legume din grădină.
cu forfecuța. Alea se rup cu mâna, domne, și trebuie să arăți o mână bătătorită. Domne, grădina mea. Cum a putut el avea grijă de grădină de la Bruxelles? Ei, dar ce nu face omul pentru niște voturi în plus? Că și la noi în comună, doamna factor poștal, șefa poștii, de când e campania electorală și candidează, nu mai vine cu ziarele pe la oameni. Că-o și zesticul, zice, mă, să vină să-mi aducă ziarele, că întârzie câte 10 zile. Ce de pensie n-am așa nevoie, dar din ziare mai aflu câte o știre, așa că vă rog frumos să terminați toată campania și să veniți cu ziarele la fix, să mai citească lumea, ziarul Unirea, că de aia trebuie să ne unim în cuget și în simțiri. Așa a zis și domnul Orban, la Bistrița, ieri. A fost la Bistrița și a zis că dacă nu votează bistrițenii cum trebuie, nu o să mai fie unis cu Ardea, o să rămână de căruță. Oare câtă pălincă bistrițeană o fi băut domnul Orban acolo? Și tot el a zis foarte serios și pe un ton foarte convingător, îi mai lipsea mandolina să ne convingă, a spus că anul școlar va începe de la 14 septembrie. Sunt tare curios. Va începe efectiv și fizic de la 14 septembrie. Sunt foarte curios că îmbolnăvirile tot cresc. Și în weekend am avut cazuri multe, deși teste s-au făcut puține. Să vedem. Până și celebrul părinte, nu-i dau numele, doar un părinte care face mare vâlvă pe internet, el care recomanda credincioaselor de 90 de ani să facă gargară cu pălincă, deci până și acest părinte a fost puțin lovit de guviduț. Și acum stă în spitalul de infecțioase din Iași la izolare. Vedeți? Vedeți? Zice că să faci ce zice popa, nu ce face popa. Probabil că și el a făcut gargară cu pălincă, gargară cu țuică. Vedeți că nu-i suficient. Nu trebuie să-ți bați joc de pălincă. Pălinca ori o bei, ori o lași. Nu faci gargară cu ea, că dacă faci gargară, e sacrilegiu. Gargară se face în politică, gargară se face în fotbal. Uite că juniorii ăștia, tinerii, sub 21 de ani, bătură Finlanda cu 3-1, cu Mutu pe bancă. Mă, Mutu, Nemutu, i-a mobilizat pe juniori 3-1 cu Finlanda. Echipa mare cu Neară 2, abia un 1-1 cu Irlanda. După meci, Rădoi l-a sunat pe Mutu și a zis, bă, tu ce-ai luat? Tu ce-ai luat? Cum i-ai motivat de a-ți reuși să învingeți? Acum urmează meci cu Austria, urmează, nu știu ce o să face. Nu merge grozav. Fotbalul românesc l-au lăsat pe mâna antrenorilor tineri. Acum să vedem. Liță Dumitru, de două ori, jucătorul cel mai bun al României în anii 80, în America. Livrează mâncare la americani. Ni s-au cam dus valorile. E bine că mizăm și pe tineri, dar să știe și tinerii ăștia ce fac. Nu că te trușa, nu apere te trușa, nu. Care s-a rățuit la presă, deși el nu mai joacă de luni bune. Dar ce să zicem? Că la fotbal, la politică și la agricultură ne pricepem toți. Mai puțin la calotaj. Ați văzut la canotaj, la europenele de canotaj, la campionatele europene, am luat 10 medalii, bravo, dintre care 5 de aur. Drept e că și acolo la canotaj, la junior, la tineret, la 23 de ani, sub 23 de ani, totuși să iei 5 medalii de aur e ceva. Se vede că sunt tineri și tineri, că le place să tragă la rame. Și cum noi în țară ne zbatem mâna pe tulburi, canotării să vină să ne salveze. Bravo lor, felicitări, sunt extraordinari. Ziua internațională a cui? Astăzi este ziua a salamului. Așadar, la mulți ani, Florin, salam. Cine n-are salam, să mănânce vișli de la sălașul din Hațeg. Îs mai subțiri, îs mai afumați, îs mai parfumați, dar parcă nu au atâtea chimicale în ei. Ziua internațională a salamului. Când ești cârnaț de mic, când ești mare salam, numai te joci. Ne-am jucat și noi un pic vorbind în această dimineață, să avem o săptămână ușoară și noi îl dăm pe ăla mare, din aia doi mici, îl dăm pe ăla mare la grădiniță, emoții mari, emoții mari, lacrimi în batistă, cum o fi, ce-o fi, nu știm cum începe, cumpărăm flori sau cumpărăm măști, ca să ducem la tovarășa educatoare, nu știm, așteptăm pe mail, așteptăm pe Facebook noutăți, așa a ajuns să înceapă anul școlar, stăm cu ochii în device-uri să ne vină mail-ul care să ne spună ce scenariu se aplică. Săptămâna asta va fi una de foc pentru părinți, dar și pentru elevi. Și mă gândesc la micuții ăștia care pășesc în primul lor an școlar. Cu câte emoții am mers noi. Și ei acum stau și ei pe internet, trag cu ochiul după telefonul, ascunși după telefonul nostru. Oare mergem la școală? Oare mai stăm o săptămână? Ce-o fi, o fi. Important e să fim sănătoși și optimiști. Repet vorba Evei, când au fost alungați din rai, Adame, orice ar fi, dar să nu ne pierdem simțul umorului.
ceea ce vă doresc și dumneavoastră. O zi superbă și mulțumesc de urmărire. Abonare în continuare pe canalul ăsta de YouTube, un canal pe care putem vâsli și da la rame să fim campioni, nu europeni, ci intergalactici. Nicu Bendea vă mulțumește de ascultare.